cântat, a fost impresionant. Am cântat într-o piață din Benalcan, pe o sosit în Bucătarul la Mancea de Aia, localitatea lui Don Quixote, cântat în Gaufin, un oraș de munte, în plața pe Gaufin. Am cântat în Gaufin, un oraș de munte, în plața de Gaufin, la ora 22. A fost foarte, foarte frig, dar în ciuda condițiilor, eu am cântat foarte bine. Am fost aplaudat încă de la a doua parte a adagio a concertului de Aranjuez, deși în mod normal aplauzele la un concert vin de-abia la sfârșit. Am cântat și la bis, toată lumea striga ole, a fost foarte frumos. Întotdeauna mi-am dorit să ajung în Spania, datorită muzicii, trăirilor spaniolilor, sunt niște oameni extraordinari. Am ajuns în Spania datorită maestrului Alessandro Iosub, dirijorul care anul trecut, acum 2 ani de fapt, în octombrie am concertat concertul de Aranjuez pentru chitară și orchestră Adagio, doar partea a doua. Prin dânsul, am ajuns la maestru Calea, un român stabilit de 30 de ani în Spania, în Malaga, dirijor renumit, foarte, foarte cunoscut. A venit, m-a ascultat, i-a plăcut foarte mult cum am cântat și a zis că m-a invitat să vin în Spania, era un concert pentru tineri dirijori. Iar eu am fost solist, am fost singurul solist, cu Orchestra Națională din Moldova, orchestra de cameră. Am susținut două concerte, deci concertul de Aranjuez pentru chitară și orchestră de Joaquin Rodrigo, integral tot concertul, și concertul în re major de Vivaldi. Am cântat în diferite locuri în Andaluzia, în Malaga, în Guacin, în Benauhan, în Mijas, în Nerja, foarte, foarte mult, au fost 9 concerte în 8 zile, foarte obositor. Trebuia să plecăm dintr-un loc în altul, ajungeam dimineața, noaptea târziu și a fost foarte frumos, foarte frumos, foarte multă experiență. Esta vez tenemos solista a un joven, muy, muy joven guitarrista rumano que se llama Alexandru Munteanu y el concierto va a ser dirigido por la directora malagueña María del Mar Muñoz Varo. Prima mea experiență era să cânt pentru un chitarist, că nu sunt concerte multe pentru chitară, să cânt de atâtea ori cu orchestra, de 7 concerte de Aranjuez și 2 de Vivaldi, a ceva extraordinar. O fată, n-am văzut niciodată un dirijor, o fată să cânte, să dirigeze, numai fete au fost la mine, da? De 23 de ani, m-a dirijat 5 concerte, Maria del Mar. Și a fost extraordinar, cu ea m-am înțeles cel mai bine, cu ea am lucrat cel mai bine, ne-am simțit unul pe altul. În multe concerte era spațiu, scena era mică și eu trebuia să stau în față și nu prea o vedeam și trebuia să ne simțim unul pe altul ca să fim exact în timp, în tempo. Și cu orchestra cum te-ai înțeles? Extraordinar, mi-am făcut mulți prieteni, mi-am cunoscut 100 și ceva de oameni. Da. Foarte, foarte calme, foarte deschiși și, da, moldoveni și ruși, și ruși și moldoveni. Unii nu știu limba română, dar m-am înțeles, în engleză, spaniolă, română, era acolo. Am cântat, a fost impresionant. Am cântat într-o piață din Benauhan, cu o biserică la 17, o să plecăm cu autocarul la Mancea Real, localitatea lui Don Quixote, cu orchestra în Gaufin, un oraș de munte, în plața pe Gaufin. A fost impresionant. Am cântat într-o piață din Benauhan, cu o biserică în spate. Cel mai impresionant a fost când am terminat partea a doua a concertului, pentru că odată cu aplauzele publicului,
Tocmai atunci a început și clopotul să bată. Era ora fixă 23. A fost incredibil, parcă și Dumnezeu ar fi aplaudat. Foarte obișnuit să fie, probabil, ai cântat, dar n-ai cântat, dar nu, a fost s-au ridicat în picioare, a ridicat sălii în picioare, a fost extraordinar. Iar pentru ei chitară este instrumentul național, dar iubesc foarte mult de toate instrumentele, chitară lei e pe primul loc. Anul trecut, în mai, m-a trebuit să-mi schimb chitară, că cealaltă nu mai era bună, și am fost în Spania să-mi iau, o chitară José Ramirez. Familia José Ramirez este o familie celebră din tată în fiu, de sute de ani făceau instrumente. Aceasta este o chitară flamenco, una clasică, se poate cânta și clasică pe ea. Are un sunet dulce, dar are și zbuciumul ăla când se cântă flamenco. Deci răspunde la ambele stiluri, și la clasică, la sunet dulce, la sunet frumos, și la sunetul aspru și zbulciumat din flamenco. Paco de Lucía, celebrul chitarist, cel mai mare chitarist de flamenco din lume, și prieten cu Camarón de la Isla, prieten cu Tomatito, chitarist extraordinar de mare, Camarón de la Isla fiind la voce, o voce extraordinară, și acum are probleme de sănătate, mi-era frică că nu o să mă primească, era la un spital și avea chitară cu el, bineînțeles că nu, adică zicea că nu poate să trăiască, dar nu mai prinde 2 ani dacă nu cântă măcar o oră la chitară. Și arăta bine, arăta destul de bine. Am cântat cu el 4 ore. Am fost în grădină, într-o grădină foarte frumoasă cu palmieri, stăteam la umbron de palmieri și am cântat, a fost impresionant. Am cântat într-o piață din Benaucan, pe o săsătăm cu autocarul la Mancea Real, localitatea lui Don Quixote. Cântat în Gaufin, un oraș de munte, în plața pe Gaufin. Mulțumire pentru toată munca pe care o depun zi de zi, ore, sute de ore, studiu, toată mă nervez și zic. Și cineva mă aplaudă și vine și strânge mâna și zice că i-a plăcut foarte mult și bravo, țină tot așa. Parcă mă încarcă să studiez și mai mult și să evoluez. Nu, în continuare. Totdeauna, din familie, din unchiul meu cânta la chitară folk, un prieten de-al lui tata, Costel Guță, tot așa, cânta la chitară și dânsul cânta foarte bine, foarte mult, simi foarte mult, improvizează extraordinar, așa cum improvizează extraordinar.
Și nașii mei mi-au cumpărat o chitară la vârsta de 12 ani și mă jucam, nu știam prea mult. Am făcut meditații, așa, cu un student, Andrei Ban, un prieten al meu. Era student atunci, era student la informatică. Și eu, fiind în Colegiul Național Carol I, la vârsta de 14 ani, am hotărât să părăsesc Colegiul Național Carol I și să vin în Marin Sorescu, cel de artă Marin Sorescu. Lumea m-a privit puțin așa că era prea târziu, mulți studiau de la 7 ani, studiau pian, studiau după autricul la chitară, vioară, tot. Studiau, aveau ore și ore și teoria muzicii și de tot. Și eu venisem în momentul ăla la 14 ani, nu știam nimic. Știam chitară, dar nu știam teoria muzicii, nu știam mult. Și am acumulat, am studiat foarte mult, studiam și noapte, studiam și ziua, studiam ore ca să recuperez, să ajung la nivelul la care trebuia să ajung. La vârsta de 13 ani mi-a dus tata primul CD-ul cu Paco de Lucia. Primul CD-ul și acum l-am. Și mi-a plăcut extraordinar de mult când am auzit armoniile alea flamenco, toate ritmurile alea speciale și am zis, nu, chitară, du-mă la liceu de muzică. După ce voi termina liceul, deci m-am un an, m-am clasa 12, m-am dus la facultatea Universitatea de Muzică din Córdoba, în Spania, și să termin facultatea acolo, să fac un master, deja am văzut pe internet, în Sevilla, foarte frumos, un master extraordinar, numai în flamenco, deci numai în flamenco. Conservatorul îl face în clasică și flamenco, iar masterul îl face numai în flamenco. Deci Spania scrie Spania, pe frunta, da? A fost un succes total. M-au aplaudat îndelung, mulți ridicându-se în picioare extraordinar. Am cântat și la Bis, Asturias, de Isaac Albeniț. Deși am fost și sunt extenuat datorită lui Dumnezeu, am cântat așa frumos. Am cântat într-o catedrală din Alofaina. Divin, mulți mi-au spus la final că semăn cu Antonio Banderas. Sunt fericit că am ridicat seama în picioare în trei rânduri.